șofer polițist. Centura la spate. A rămas în mașina de serviciu și nu e în misiune. E de la poliția Chișinău. De fapt, și aici de la minister ies. Ministerul Finanțelor. Măcar au centură, dar măști, nema. Nu, sigur nu-i mașina lor privată. E mașină de stat. Cam așa. Și meu e în cod roșu. Poliția nu semnalizează când pornește în loc, când schimbă direcția, când cotește. Ce îți ceri de la un șofer de rând dacă poliția se comportă așa în trafic? Sau ei cred că-s Dumnezeu, îți deasupra legii. Normele scrise pentru noi, muritorii de rând. Dar ei poate să facă oricum. Greșit, periculos, ilegal.